referent. Ceva a spus. M-a întrebat ce am făcut în ziua votului și, mă rog, am povestit unde, ce locație am fost. Eu am fost mai mult pe teren în afara Clujului și la sediu am fost doar în jurul orei 19. Deci, informații mai inclusive decât. Nu s-a făcut referire la telefonice, s-a făcut referire doar la ziua la persoanele care erau în sediu pe familia cea liberală în ziua de 2019. M-au întrebat și pe domnul Samson. Da, era un... Și s-a spus că era acolo. Ce l-a spus? Eu m-am întâlnit cu el la o teleconferință pe care am avut locul și ce de la Bucuri. Dar ce făceai el atunci al ziua vostrui? Iată, am vrut să vă spun că... Nu am dus, pentru că toată ziua, până spre seară, eu am făcut tot. Și alte... Să zic că la vot, de ce alte persoane din conducerea PNL Cluj au mai fost citate ca masă, dar... Eu m-am prezentat, am fost chemat, m-am prezentat. Și de Bogdan Măgurean? Nu a avut în viața mea și cred că... ceea ce a scris în presa, v-am dat seama de unde pleacă, că în sediu PNL Cluj la Bunda s-a desfășurat, mă rog, întâlnit grupul de interlop, am spus că nu a face, pentru că acesta este chiar biroul meu și fără acest lucru nu se putea întâlni nimeni acolo. Și n-am văzut pe nimeni acolo. Spunea domnului Nicoară că vrea să vorbească cu un șef, poate, dar nu în sediu în care eu am birou, probabil că era vorba de alt sediu, probabil sunt de la județe. E o confuzie de sedii acolo, care nu Mihai este plecat, nu-i cunoaște pe cei doi? El va veni aici? Eu am fost convocat, am răspuns. Mulțumim frumos! Momentan a fost chemat, am fost la câteva întrebări, ce-am făcut în ziua de 29, nu am intrebat de sport. De acolo încolo, tot Marco. Marco, am fost Marco chemat, am fost invitat.